în duminica 11 -a după Rusalii, preasfințitul părinte Macarie, episcopul ortodox român al Europei de Nord, a oficiat Sfânta Liturghie în Biserica Sfântul Mare Mucenic Gheorghe din Stockholm, Suedia. Preasfinția sa i-a îndemnat pe credincioși ca neîncetat să lucreze și să cultive mila, rugăciunea și iertarea. Părinte, nu puneți altceva decât iertare de păcate. Dacă suntem iertați de păcate de prea milostivul Dumnezeu, am dobândit raiul încă de aici și nici nu vom simți atunci când vom trece de aici dincolo, fiindcă trecem din raiul de aici în raiul de dincolo. Această teologie, această teologie practică, profundă, n-am întâlnit-o la toate școlile pe care le-am urmat în studiile academice, teologice, la doctorate niciodată n-am întâlnit o asemenea teologie fiindcă aceasta este teologia adevărată, după cum ne spun Sfinții Părinți, să fii deplin acorat în Hristos. Viața ta să devină viața lui Hristos și să trăiești firesc bucuria vieții în Hristos. Vă rog să cultivați deplin plin mila și iertarea, pretutindeni topind ghețarii lăuntrici cu harul și cu mila, preasfinte și de viață făcătoare trei. La final, ierașul a săvârșit taina Sfântului Botez pentru al cincilea copil dintr-o familie din parohie și a împărțit daruri și dulciuri copiilor veniți la biserică. În următoarele zile, ierașul va vizita comunitățile parohiale din sud-vestul regatului Suediei.